Adrian Țuțuianu a fost reales președinte al PSD Dâmbovița. Iată care sunt și vicepreședinții PSD Dâmbovița. PSD Dâmbovița și-a ales noua conducere pe următorii ani. Marți seara a avut loc conferința județeană a PSD Dâmbovița organizată la Casa de Cultură a Sindicatelor din Târgoviște și s-a bucurat de prezența a 700 de delegați, reprezentanți ai tuturor organizațiilor social-democrate din județ. La conferința PSD Dâmbovița au fost prezenți mai mulți lideri ai Partidului Social-Democrat, precum ministrul mediului Rovana Plumb, Remus Pricopie, ministrul educației, Ioan Chelaru, vicepreședinte PSD și chestor al Senatului, Ecaterina Andronescu, senator PSD și fost ministru al educației, Corneliu Vișoianu, consilier al primului ministru Victor Ponta, Eugen Bijinariu, deputat PSD, dar și parlamentar de Dâmbovița, primari social-democrați, lideri ai Partidului Național Liberal, ai Partidului Conservator, ai UNPR și ai Partidei Romilor Pro-Europa, lideri sindicali, oameni de cultură, profesori universitari și foști parlamentari ai PSD. A fost o conferință cu toate ingredientele necesare, rapoarte de activitate, propuneri de proiecte, discursuri tăiase și cu reproșuri, umor și mai ales competiție. Adrian Țuțuianu a fost ales președinte al PSD Dâmbovița. În cadrul conferinței s-au ales președintele, 11 vicepreședinți, consiliul și membrii Consiliului de Conducere al Organizației Județene, membrii Comisiei de Arbitraj, secretarul executiv și trezorerierul organizației. De asemenea, participanții au desemnat și delegații care vor reprezenta PSD Dâmbovița la Congresul Național al Partidului. Adrian Țuțuianu a candidat pentru nou mandat de președinte fără a avea concurență. Astfel a câștigat funcția de conducere fără prea mari emoții, cu 681 de voturi din cele 687 valabile exprimate. Asigur pe toți că vreau să facem un efort de modernizare. Asta nu înseamnă că înlăturăm pe unii ca să se așeze alții. Dar este nevoie de un efort de modernizare. Este nevoie de un efort de înnoire. Este nevoie de o muncă susținută politic în continuare. Este nevoie în acest partid și de cei care au mai multă experiență și au construit înaintea noastră și au făcut-o serios. Este nevoie să rămânem și mâine și poimine principala forță politică din județul Dâmbovița. Guvernul Ponta a găsit o visterie goală, o visterie din care oricât ar vrea să sprijine primarii noștri, nu are din ce să-i sprijine acum, imediat. Dar mandatul dumneavoastră de primar este un mandat de 4 ani și eu cred că în timpul celor 4 ani veți reuși, vom reuși împreună să vă duceți proiectele la bun sfârșit. Permiteți să vă transmit din partea președintelui partidului, domnului Victor Ponta, mulțumirile dumnealui pentru munca pe care ați desfășurat-o pe parcursul acestor ani, în special în ultima perioadă, pentru rezultatele extraordinar de bune pe care le-ați obținut, pentru folosirea în folosul tuturor cetățenilor județului noastră a potențialului pe care Partidul Social Democrat, USL-ul și toți dintre noastră care ați contribuit la acest rezultat. Și cred că vă pot spune din partea dumneavoastră că este mândru, că este președintele PSD. Îi mulțumesc lui Adrian Țuțuianu, căruia îi doresc din tot sufletul să ajungă să fie înconjurat de cea mai performantă echipă, o echipă în care să aibă încredere, așa cum și Victor Ponta are încredere și trebuie să aibă încredere în toți cei care trebuie să fie în jurul lui. Pentru funcția de secretar și-a depus candidatura și a fost ales cu 669 de voturi din cele 687 exprimate senatorul Leonardo Badea. Sandu Oprea a candidat pentru funcția de trezorerier și a fost ales cu 663 de voturi. Lupta aprigă a fost pentru cele 11 posturi de vicepreședinți, unde s-au înscris 20 de candidați. Și iată care sunt cei 11 vicepreședinți. Cristian Stan, 507 voturi pentru din cele 623 valabile exprimate. Costel Preda, 500 de voturi pentru. Ioan Marinescu, 490 de voturi pentru. Dania Cobuță, 473 de voturi. Deputatul Ionuț Săvoiu, 472 de voturi. Alin Manole, 448 de voturi. Mirel Nica, 440 de voturi. Gabriel Sandu, 420 de voturi pentru. Constantin Ana, 398 de voturi. Deputatul Stanciu Zisu, 351
de voturi, Marian Țachianu 312 voturi. Pe primul loc s-a situat domnul Stan Cristian cu 507 voturi. Locul 2, Preda Costel, 500 de voturi. Locul 3, Marinescu Ioan, 490. Locul 4, Iacobuță Dan, 473. 5, Săvoi Ionuț, 472 de voturi. 6, Manole Alin, 448. 7, Nica Mirel, 440. 8, Sandu Gabriel, 420. 9, Ana Constantin, 398. 10, Stanciu Zisu, 351. 11, că urmează și ceilalți, dar al 11-lea, 312, Țachianu Marian. După finalizarea alegerilor propriu-zise, Adrian Țuțuianu le-a mulțumit socialdemocraților pentru încrederea acordată.